Tagul, de Mihail Sadoveanu. Curentul literar. Tradiționalismul este o mișcare ce cuprinde orientările culturale, literare și social-politice din prima jumătate a secolului al XX-lea, care se opune modernismului. Cele două mișcări funcționează în antiteză simultan. Derivă din romantismul pașoptist și din ideile naționaliste minesciene. Este conceptul sub care se reunesc toate orientările conservatoare, cum ar fi cele gândiriste, asemănătoriste și poporaniste. Nu e un curent, ci o tendință. Este fidel realității românești și continuator al formelor și tematicii rurale. Tradiționalismul interbelic nu se poate sustrage orientărilor moderniste. Tradiționalismul nostru literar, privit în opoziție cu modernismul, vizează în primul rând tematica rurală, lumea satului românesc fiind înțeleasă ca un specific etnic, religia creștin-ortodoxă, care individualizează spiritual comunitatea românească. Totodată preferă modelul mai vechi de versificație ritmică. De asemenea, sesizăm obiectivitatea narrativă, personajul previzibil, modalitățile artistice consacrate, timpul obiectiv, ordonat cronologic și finalul închis. Date despre autor. Mihail Sadoveanu sau Ștefan cel Mare al literaturii române, după cum îl numea George Călinescu, este un scriitor reprezentativ din perioada interbelică, alături de G. Călinescu, Liv Rebreanu, Camil Petrescu și Mircea Eliade, fiind considerat cel mai prolific scriitor al literaturii române, căci, citez, niciodată n-a intrat la vreun scriitor mai mult din univers, spunea același autor, G. Călinescu. A publicat peste 100 de volume în lunga sa carieră, în care a rămas fidel aceleiași tematici. Una dintre cele mai importante scrieri ale sale este romanul Baltagul. Încadrare. Baltagul a apărut în 1930, fiind considerată o operă reprezentativă pentru universul creației sale, dezvăluind concepția de viața a omului de la munte, pentru care păstrarea tradițiilor este imperios necesară. Apartenența la un gen și o specie literară. Textul narrativ aparține speciei roman, o creație epică în proză de mare întindere, cu acțiune complexă, desfășurată pe mai multe planuri, în timp și spațiu precizate, antrenând un număr mare de personaje. Este un roman tradițional și obiectiv, tradițional datorită sursei de inspirație, adică lumea satului, a evenimentelor ce se succed cronologic, a relatării la persoana a treia, datorită atenției acordate acțiunii și analizei psihologice. Pe lângă aceasta, criticul Nicolae Manolescu, în Arca lui Noe, consideră că Baltagul este un roman realist în sensul cel mai propriu, deoarece sacrifică marele ritm al transhumanței pentru un fapt divers, pentru un accident. Demitizează situația originară privind dintr-un unghi deloc poetic evenimentul ritual. Sadoveanu apelează și la tehnici moderne, precum stilul indirect liber, monologul interior, memoria afectivă, involuntară, care aduce în prezent secvențe din trecut la care au participat Vitoria sau Nichifor Lipan. Geneza sau sursa de inspirație. Romanul are ca punct de plecare balada Miorița, așa cum sugerează autorul chiar din moto, Stăpâne, stăpâne, îți cheamă și un câine, un text reprezentativ pentru o lume întreagă de semnificații populare pe care le ascunde textul. Pe schema epică a baladei, și anume că un cioban este ucis de alți doi pentru a-i se lua turma, Baltagul dezvoltă o filozofie profundă asupra vieții și a morții, a iubirii și a datoriei, a devotamentului și a onoarei. Totuși, dacă în balada Miorița moartea este considerată un punct terminus, în romanul Baltagul moartea este punctul de plecare, tema operei. Deși nu poate fi precizată cu exactitate, tema este una pastorală, monografia satului moldovenesc de la munte, în care tradiția și ritualurile nescrise ale comunității sunt cele care guvernează viața oamenilor. Căutarea osemintelor constituie axa romanului și se asociază cu motivul drumului sau al labirintului, ce simbolizează cunoașterea lumii și a sinelui. Pentru Gheorghiță, drumul are un rol educativ de inițiere a tânărului, de aceea Baltagul a fost considerat și un Bildungsroman, adică un roman al inițierii, al formării tânărului sau al maturizării. Semnificația titlului. Titlul, format dintr-un substantiv comun, ce face referire la un topor cu coadă lungă, având două tăișuri, este un simbol ambivalent, arma crimei, căci Nichifor este ucis de un baltag, dar și instrumentul actului justițiar, reparator, care stabilește dreptate și va duce liniștea comunității și liniștea sufletului. În sens profan, este arma cu care a fost ucis Nichifor, iar în sens mitic, baltagul este un totem, obiect sacru, semn al puterii,
echivalent cu sceptrul domnesc sau toiagul arhieresc ce conferă curaj și ciobanului muntean. În mitologie, baltagul înlocuia arma cu care conducătorul tribului era ucis pentru ca învingătorul să ia locul. Aici, momentul în care fiul mortului îl lovește pe Bogza în frunte, surprinde preluare de către tânărul inițiat a locului pe care tatăl său îl ocupase în lume. Titlul rezumă astfel viața, moartea și continuitatea generațiilor. Structură. La nivel compozițional, subiectul este structurat riguros pe 16 capitole, iar discursul cuprinde două planuri narrative. În prim plan se află familia Vitoriei Lipan și călătoria în căutarea osemintelor soțului, iar în plan secundar viața păstorilor din munții Moldovei. De asemenea, se remarcă alternarea planului realist cu cel simbolic, toate replicile, gesturile, întâmplările fiind încărcate de semnificații ce necesită a fi dezlegate. Pot fi delimitate trei părți. Prima parte, de la începutul până la plecarea Vitoriei în căutarea lui Lipan, partea a doua până la găsirea mortului și partea a treia până la sfârșit. Secvențele narrative sunt legate prin înlănțuire și alternanță. Baltagul aduce o formulă nouă în peisajul epic interbelice și anume arhitectura complexă, căci acesta poate fi un roman polimorf, deoarece poate fi interpretat din mai multe puncte de vedere. În primul rând, este un roman mitologic sau mitic, după cum spunea Perpesicius, deoarece prezintă asemănări cu balada Miorița. Tot de mitic ține și asemănarea cu mitul lui Osiris și Isis. Mitice sunt și cele două autorități ale satului, preotul și vrăjitoarea, care se tolerează reciproc. În al doilea rând este un roman polițist, după cum spune George Călinescu, respectând cu fidelitate schema unui roman polițist clasic, crima, adică moartea lui Nichifor, detectivul, Vitorie Lipan, ancheta, drumul Vitoriei, criminalul, Bogza, mobilul crimei, oile, complicele, cuțui, rezolvarea cazului, adică demascarea lui Bogza. În al treilea rând, Alexandru Paleologul îl consideră un roman inițiatic căci, la 18 ani, Gheorghiță, personajul secundar, pornește într-o călătorie pentru a se maturiza și nu în ultimul rând putem vorbi despre un roman social în care este prezentată o monografie a lumii pastorale a societății rurale. Relație incipit final. Incipitul reprezintă o istorioară spusă adesea de Nichifor Lipan la petreceri ce schițează o sociogonie, adică prezentarea nașterii universului sau a popoarelor, cu punct de plecare în mitologia biblică, eveniment ce s-a petrecut illo tempore, când Dumnezeu a pus rânduială și semn fiecărui neam, dovadă folosirea perfectului compus, a pus. Pentru că muntenii ajung ultimii la scaunul împărăției, n-au mai avut ce primi. În compensație, Dumnezeu l-a hărăzit o inimă ușoară și putința de a se bucura de tot ceea ce le oferă viața, alături de soțiile lor devotate, citez, nu vă mai pot da într-adaus decât o inimă ușoară ca să vă bucurați cu al vostru, să vă pară toate bune, să vie la voi cei cu cetera și cei cu băutura și să aveți muieri frumoase și iubețe, am încheiat citatul. Povestea are valoarea unui discret pretext narrativ și o cheie de interpretare a textului. Această poveste sugerează faptul că muntenii trăiesc într-un univers închis, unde existența lor este guvernată de datini și legi proprii, nescrise, păstrate din neam în neam, având rădăcini nebănuite, în care concepțiile despre viață sunt mai aproape de fabulos decât de lumea reală, subliniind totodată devotamentul, dar și frumusețea fizică și caracteriologică a soțiilor. Timpul acțiunii este vag precizat, ducând cititorul spre un timp mitic îndepărtat, în care valorile ancestrale erau bine împământenite în mintea și sufletul omului, anticipând o eventuală evoluție a personajelor. Acțiunea are loc din toamnă până primăvară și aflăm câteva repere ca aproape de Sfântul Andrei, în postul mare, 10 martie, conferind veridicitate întâmplărilor, așa cum este firesc într-un roman realist. Spațiul este unul mioritic, între muntele Tarcăului și regiunea Dornelor, deși majoritatea toponimilor sunt reale, cum ar fi Călugăreni, Farcașa, Borca, Crucea, Vatra Dornei, Broșteni, Sabasa, Suha, satul Lipanilor, Măgura Tarcăului, Râul Neagra sau satul Doi Meri sunt imaginare și simbolice în același timp. Prin acestea, Sadoveanu sugerează o lume ancestrală ieșită din comun, anticipând finalul trist ca într-o tragedie veritabilă. Observăm aici că elementele reale se împletesc cu cele mitice.
Tot incipitul ne dezvăluie înțelepciunea muntenilor, căci atât Victoria cât și Nichifor folosesc proverbe sau vorbe adânci, ce denotă înțelepciunea populară, dar și respectarea unor principii străvechi. Citez: nimeni nu poate sări peste umbra lui. Cel ce are urechi de auzit să audă. Cel ce spune multe știe puține. O secvență reprezentativă. O pagină memorabilă este discuția Vitoriei cu fiica ei, Minodora, atunci când aceasta primește o scrisoare de dragoste, citez, cu cântece și vorbe delicate de pe acolo de prin străinătate, am încheiat citatul, de la fiul dascului din sat, Ghiță Topor. Aici observăm concepția ei de viață ce vine parcă dintr-un timp mitic în care schimbările de orice natură nu erau acceptate. O dojenește cu fermitate pe fată pentru că se îndepărtase de legea și tradiția în care a fost crescută, tradiția fiind pusă pe primul plan, chiar mai sus decât dragostea pentru fată. Citez: îți arăt eu coc, valț și bluză, ardă-te para focului să te ardă. Nici eu, nici bunica ta, nici bunica mea n-am știut de acestea și în legea noastră trebuie să trăiești și tu. Altfel îți leg o piatră de gât și te dau un tarcău. Am încheiat citatul. Tot în spiritul unei concepții ancestrale, păstrată din neam în neam, nu poate accepta ca generele său să fie altceva decât un crescător de oi care să aibă aceleași concepții de viață, asigurând în același timp continuitatea. Citez: oricât ai lăcrema, să știi că ginerei ca feciorul dăscăliței nu-mi trebuie. Am încheiat citatul. De aceea o avertizează pe Minodora: să faci bine, domnișoară, să-ți vezi de rânduielile tale de fată mare, să-ți bați și să scuturi perinele și lăicerele de zestre, căci, în câșlegile ce vin, am de gând să te mărit. Oi găsi eu un român așezat, cu casă nouă în sat și cu oi în munte, să-i te dau și să scap de tine. Acest episod ne face să înțelegem mai bine decizia Vitoriei de a pleca în drum, la drum, căci datoria este mai presus de toate. Naturul este omniscient și omniprezent, relatarea făcându-se la persoana a treia dintr-o perspectivă obiectivă, prin tehnica detaliului și observației. Interesant este că personajul principal, Vitoria, ține locul naratorului în anumite momente. Citez: va să zică feciorul dascălului Andrei, tot nu se astâmpără și tulbură mințile fetei. Desfășurarea acțiunii surprinde drumul Vitoriei, care pornește asemenea unui detectiv în căutarea semintelor soțului și a unor răspunsuri cu privire la motivul lipsei sale de acasă. O altă secvență reprezentativă este și cea a praznicului de mormântare și de mascare a vinovaților, ce are loc în mijlocul comunității. Secvența de mascări este una cu adevărat magistrală, demonstrând inteligența și siguranța de sine a protagonistei, tot ea încheind și procesul de maturizare a lui Gheorghiță. Vitoria urmărește împlinirea legii nescrise pentru pedepsirea ucigașilor. Pentru modul cum a regizat demascarea, Vitoria îi apare criticului G. Călinescu un Hamlet feminin. Dacă până acum a predominat mai ales conflictul interior, adică trăirile interioare ale Vitoriei, acum conflictul exterior atinge momentul de maximă încordare între Vitoria și Calistrat Bogza, respectiv Ilie Cuțui, tocmai de aceea secvența constituie punctul culminant. Bogza, lovit în frunte cu baltagul de către Gheorghiță și sugrumat de către câinele Lupu, își recunoaște fapta înainte de a muri, iar Cuțui este arestat, marcând împlinirea rânduielii. Întrebările formulate cu tâlc și vorbele meșteșugite ale femeii îl fac pe Bogza să izbucnească. Destul, pentru o faptă este o plată, chiar dacă aș fi eu, mi-o-i prinde o sândă de la cine se cuvine. Modul în care Vitoria Lipan povestește faptele, cu siguranța unui veritabil detectiv, dovedește o foarte mare stăpânire de sine, o intuiție ascuțită, dar și o dragoste foarte mare față de soțul ei, pe care l-a cunoscut până la cel mai mic amănunt. Relația lor se continuă și după moarte, după cum i-a mărturisește, citez: mi-a spus Lipan cât am stat cu dânsul atâtea nopți în râpă. Am încheiat citatul. Știe că fapta s-a petrecut ziua, la deal, pentru că eventualii martori să fie observați de către cei doi, să nu existe nicio scăpare pentru victimă, că a fost o singură lovitură foarte puternică din spate, deoarece Lipan, cu trupul său robust, ar fi știut să se apere sau ar fi ripostat imediat. Trupul mortului îi dezvăluie și el anumite indicii prețioase. Verbele utilizate de ea, știu, am știință, eu știu mai bine, au rolul de a-l intimida pe criminal și de a-l face să recunoască
fapta. Acum ne dăm seama de semnificația numelor care nu au fost alese întâmplător, căci Nechifor vine din grecescul nike, care înseamnă victorie, și poros, a purta. Victoria și nu Victoria, cu nume unic, potrivit pentru comportamentul său ieșit din tipare. Victoria izbutește să descopere criminalul cu ajutorul lui Nechifor, personajul absent, ce o călăuzește de dincolo, al cărui nume simbolizează purtător de victorie. Ultima pagină a romanului diferă prin aceea că, pentru prima dată, Victoria îi vorbește fiului la persoana întâi, plural, după ce demască pe vinovat, fiul ei preluând locul tatălui devenit acum vrednic de a fi cap de familie. Interesant este că numele ascuns al lui Nechifor este tot Gheorghe, evidențiind lanțul invizibil care leagă o generație de alta. Particularități de limbaj. Calitățile stilului. Stilul autorului poate fi caracterizat prin naturalețe, textul fiind ușor de înțeles, dar și prin finețe, sesizat în anumite replici ale Vitorii Lipan, care anticipează deznodământul, aceasta stăpânind perfect tehnica conversației în discuția cu Bogza, pe care îl va determina să mărturisească crima. Totuși, concizia este trăsătura definitorie a romanului, căci fiecare vorbă ascunde în spatele ei concepția despre viața munteanului, a românului în general. În această carte totul este de cea mai strictă economie și nu există cuvinte de umplutură. Sesizăm la nivelul limbajului prezența termenilor preluați din registre arhaice, regional sau popular, contribuind la conturarea culorii locale, căci, citez, Sadoveanu a notat cu multă precizie limba poporului, mai cu seama moldovenilor săi, și în această privință numele lui poate fi alături de cel al marului înaintaș Ion Creangă, spunea Tudor Vianu. Baltacul este o scriere despre vechile norme de civilizație, despre confruntarea dintre modern și arhaic, cu triumful acestuia din urmă. Baltacul, de Mihail Sadoveanu.